Luca, capitolul 11. Iisus era într-un loc și se ruga. Când a sfârșit, unul dintre ucenicii săi i-a spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii săi. El le-a spus: Când vă rugați, spuneți: Tată, sfințească-se numele Tău, să vină împărăția Ta, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă greșelile noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne e dator și nu ne duce pe noi în ispită. Și le-a spus: Care dintre voi are un prieten și merge la el la miezul nopții și îi spune: Prietene, împrumută-mi 3 pâini, fiindcă a venit la mine un prieten de-al meu de pe drum și n-am ce să-i dau. Iar cel dinăuntru îi răspunde: Nu mă deranja, iată, ușa e încuiată, iar copiii sunt cu mine în pat, nu pot să mă ridic să-ți dau. Vă spun că dacă nu se va ridica să-i dea pentru că îi este prieten, măcar pentru stăruința lui se va scula să-i dea ce-i trebuie. Și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, primește, cine caută, găsește, și celui care bate, îi se va deschide. Și care tată dintre voi, căruia fiul său îi cere un pește, îi dă în loc de pește un șarpe? Sau dacă îi cere un ou, îi dă un scorpion? Astfel, dacă voi, care sunteți răi, știți să faceți daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl din cer îl va da pe Duhul Sfânt celor care îl cer. Iisus a alungat un demon de muțenie și după ce a ieșit demonul, mutul a vorbit, iar mulțimile se mirau. Unii dintre ei spuneau: Cu Belzebul, căpetenia demonilor alungă demonii! Alții, ispitindu-l, cereau de la el un semn din cer, dar el, cunoscându-le gândurile, le-a spus: Orice împărăție care se dezbină, dinăuntru se distruge și casă peste casă cade. Iar dacă Satan este dezbinat în el însuși, cum va dăinui împărăția lui? Voi spuneți, cu Belzebul îi scoate pe demoni. Dacă eu scot demonii cu Belzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea, chiar ei vor fi judecătorii voștri. Însă dacă eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot demonii, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. Când un om puternic și înarmat își păzește casa, avuțiile sale sunt în siguranță. Dar când vine unul mai puternic decât el și îl învinge, îi ia armele în care se încredea și împarte prada. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. Când duhul necurat iese din om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Și pentru că nu găsește, spune: Mă voi întoarce în casa din care am ieșit. Când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci merge și aduce alte 7 duhuri mai rele decât el și intră să locuiască acolo. Iar starea acelui om ajunge mai rea decât la început. Pe când spunea el acestea, o femeie din mulțime i-a zis, ridicând glasul: Fericit pântecele care te-a purtat și sânul la care ai supt! Dar el a spus: Dar și mai fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc! Când s-au adunat mulțimile, Iisus a început să spună: Acești oameni sunt un soi rău. Ei cer un semn, dar nu li se va da niciun semn, în afară de semnul lui Iona. Așa cum Iona
a fost semn pentru niniviteni, la fel va fi și Fiul omului un semn pentru acești oameni. Regina de la miază zi se va ridica la judecată împotriva oamenilor acestei generații și îi va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată, cineva mai mare decât Solomon este aici. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată împotriva acestor oameni și îi vor condamna, fiindcă ei s-au pocăit și s-au întors la Dumnezeu, la vestirea lui Iona. Și iată, cineva mai mare decât Iona este aici. Nimeni, după ce aprinde o făclie, nu o pune într-un loc ascuns, ci în sfeșnic, pentru ca cei care intră să vadă lumina. Cel care luminează trupul este ochiul tău. Când ochiul tău este limpede, tot trupul tău este luminat. Dar când este rău și trupul este întunecat, vezi așadar ca lumina din tine să nu fie întuneric. Astfel, dacă tot trupul tău este luminat, fără nicio parte întunecată, va fi luminat în întregime, ca atunci când făclia te luminează cu strălucirea ei. Pe când vorbea, un fariseu l-a chemat să ia masa cu el. Iisus a intrat și s-a așezat la masă. Văzându-l, fariseul s-a mirat că nu s-a spălat înainte să mănânce, dar Domnul a zis: Voi, fariseilor, curățați pe din afară paharul și farfuria, dar pe dinăuntru sunteți plini de jaf și răutate. Nebunilor, oare cel care a făcut partea din afară nu a făcut-o și pe cea de dinăuntru? Ci faceți milostenie din cele dinăuntru și iată, toate vă vor fi curate. Dar vai vouă, fariseilor, fiindcă dați zeciuială din mentă, din rută și din toate ierburile, și lăsați la o parte judecata și iubirea lui Dumnezeu. Dar pe acestea trebuia să le faceți fără să le lăsați deoparte pe celelalte. Vai vouă, fariseilor, că iubiți locurile din față în sinagogi și vă place să fiți salutați în piețe. Vai vouă, că sunteți ca mormintele care nu se văd, iar oamenii se plimbă peste ele și nu știu. Unul dintre învățătorii legii i-a răspuns: Învățătorule, spunând acestea ne mustri și pe noi. Dar el a spus: Vai vouă, învățători ai legii, fiindcă îi încărcați pe oameni cu poveri greu de purtat, dar voi nici cu un deget nu le atingeți. Vai vouă, că ridicați morminte profeților pe care părinții voștri i-au ucis. Așadar, sunteți martori și încuviințați faptele părinților voștri, pentru că ei i-au ucis pe profeți, iar voi le zidiți morminte. Tocmai de aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a spus: Le voi trimite profeți și apostoli și îi vor ucide și îi vor prigoni pe unii dintre ei, pentru ca sângele tuturor profeților care s-a vărsat de la crearea lumii să se ceară de la acest neam, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și sanctuar. Da, vă spun, de la neamul acesta va fi cerut. Vai vouă, învățători ai legii, fiindcă ați luat cheia cunoașterii. Nici voi n-ați intrat și nici pe cei care voiau să intre nu i-ați lăsat. După ce a ieșit el de acolo, cărturarii și farisei au început să se înverșuneze împotriva lui și să-l stârnească să vorbească despre multe, întinzându-i curse ca să-l prindă cu vreunul dintre cuvintele sale.